Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi pentru voi, cei care sunteți în fața micului ecran, care sunteți într-o relație în aceste momente. Am să extrag de data aceasta câteva cărți din mai multe pachete pentru o mai mare diversificare a situațiilor. Hai să vedem, dragii mei, dragile mele, ce vă va aștepta pe voi în relație în perioada următoare sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure, văd că și voi vă doriți să știți dacă această situație din viața voastră se va perpetua sau se va schimba. Sau pentru aceia care sunteți în separare, de partener, de parteneră, văd că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viața dumneavoastră. Haideți să vedem. Iubiții mei, iată că prima carte din etalare este cea a urmăritorului, da? Este clar că în viața dumneavoastră se manifestă această persoană care în momentul prezent nu este alături de voi, dar nu este lângă voi, fizic vorbind, dar asta nu îl împiedică sau nu împiedică să dorească să afle și mai multe lucruri despre voi sau mai multe poate și decât dumneavoastră știți. Da? Iată că această persoană nu face altceva în aceste momente decât să te urmărească pe rețelele de socializare sau prin orice alte mijloace, da? Poate să-ți întrebe prietenii sau rudele, da? În legătură cu evenimentele care se întâmplă în viața ta în ultima perioadă, cu cine ai mai ieșit, ce ai mai făcut, ce dorințe ai în această etapă a vieții tale și așa mai departe, tot felul de lucruri indiscrete, tot felul de aspecte pe care această persoană dorește să și le lămurească în legătură cu tine. Bineînțeles că în loc să se comporte așa, acest om sau această femeie ar putea să vină direct în fața ta și să îți vorbească despre faptul că nu te-a uitat sau nu te poate uita și astfel să legați o conversație. Da. Următoarea carte, dragii mei, iată că este un card cât se poate de interesant, care vă va supune unui test, da, și poate fi un test al voinței, poate fi un test al timpului peste care veți trece sau poate unii dintre voi nu veți trece, dar iată că prin acest test văd că această persoană care doar stătea și pândea până mai devreme, nu știu cum să zic, așa, până nu de mult, da, doar stătea și pândea și vroia să afle cât mai multe lucruri despre tine, iată că această persoană va trebui să facă ceva și chiar va face ceva, această persoană va acționa, dragul meu sau draga mea, această ființă are curajul în sfârșit să vină în fața ta, să vorbească despre sentimentele sale, despre gândurile sale și din acest punct de vedere putem spune că totul este bine când se termină cu bine. Important este că această persoană a știut să răspundă gândurilor sale și sentimentelor sale din acest punct de vedere, da? Și să răspundă acestei situații care, iată, se propaga între voi doi, da? Și care nu făcea altceva decât să întindă până la o anumită limită distanța care se crease între voi. Da? Este clar că această persoană nu mai putea să suporte această distanță dintre voi doi și iată că se orientează spre voi, spre tine în această perioadă și te va întreba, bineînțeles, dacă poți să îi acorzi o nouă șansă, o nouă șansă de a fi împreună. Da? Din acest punct de vedere, da, putem spune că amândoi veți fi supuși unui test. Da? Este testul timpului și testul iubirii care se va manifesta în viețile voastre în perioada următoare. Da, iată că următoarea carte, dragii mei, vorbește despre acele situații, despre acele lucruri care s-au întâmplat și în viața dumneavoastră fără doar și poate și care au stat în calea
voastră până acum, da? Se pare că au existat întotdeauna tot felul de evenimente, tot felul de lucruri care s-au întâmplat în viața voastră și care v-au făcut să stați deoparte unul de celălalt sau v-au făcut să doriți să rămâneți așa cum sunteți, da? Departe unul de celălalt, să nu vă mai doriți să vă întâlniți cel puțin pentru o perioadă. Bineînțeles că lucrurile nu rămân așa, iată cum au spus și cărțile anterioare, da? Exact cum am spus, cum am văzut din partea persoanei tale, aceasta este, pe de o parte este silită de circumstanțe să acționeze, iar pe de altă parte chiar asta își dorește să facă. Da? Această persoană nu se mai poate afla la... la latitudinea circumstanțelor din viața sa, dar nu mai poate sta la cheremul circumstanțelor din viața sa. Adică să accepte tot ceea ce vine în existența sa așa ca atare. Da? Pur și simplu această persoană se va vedea silită de dorințele sale, de gândurile sale, de nopțile nedormite din ultima perioadă, da? Pur și simplu să acționeze. Și asta va face, dragul meu sau draga mea. Și următoarea carte, da, iată că este cât se poate de concludent această carte și vorbește despre dorința acestei persoane pe care va dori să-ți o facă, pe care va vrea să-ți o facă cunoscută. Da, iată că acest om, acest bărbat, să spunem, da, va veni în fața ta, draga mea, și îți va spune că el poate fi și o femeie, da, dacă ești bărbat, dar să luăm acest exemplu, îți va spune că el își dorește să, ca tu să faci parte din viitorul său apropiat. Ce poate fi mai frumos, dragul meu sau draga mea? Și mai ales, draga mea, așteaptă-te la un gest extraordinar de romantic din partea acestei persoane. Așteaptă-te ca el să vină cu un buchet frumos de flori și cu inelul promis de mai multe dăți, ca să zic așa, da? Inelul pe care ți-l promisese și cu altă ocazie. Iată că această ocazie nemai întâlnită se apropie de voi în această perioadă, da? Și vă face să vă simțiți în al nouălea cer, vă face să aveți parte de experiența vieții dumneavoastră. Este clar că mulți dintre voi sau multe dintre voi nu ați mai fi putut spera la un asemenea moment, dar iată că totuși lucrurile se precipită spre acest eveniment și se întâmplă și pentru voi minunea. Da? Minunea pe care unii dintre voi sau unele dintre voi nu sperați să o mai trăiți atât de repede. Da? Pe de o parte, iar pe de altă parte să nu uităm că suntem la acest început de an 2024, când încă dorințele sunt în prag de a fi pronunțate, ca să zic așa, și o astfel de dorință este și această năzuință care vine din partea acestei persoane ale tale, care din tot sufletul său speră că tu vei face parte din viitorul său. Hai să vedem și următoarea carte. Da, se pare că se repetă același eveniment, se repetă același gând, același mesaj din cartea anterioară, da, vorbește despre legământ această carte. Este clar că această persoană, iată, chiar dacă nu a putut să-ți vorbească mult timp despre sentimentele sale, iată, spuneam, acum nu doar că va face pași spre tine, dar va dori să fie cât se poate de sincer în legătură cu tine, în fața ta, da? Și îți va spune toate acele lucruri, toate acele gânduri, toate acele sentimente pe care le nutrește față de tine. Și bineînțeles că va aștepta ca tu să îi dai un răspuns și bineînțeles că va spera la un răspuns pozitiv din partea ta, da? Este clar că această persoană, iată, nu a putut să spună încă, dar el sau ea își dorește ca tu să fii bărbatul ei sau să fii soția lui, da? Bineînțeles, în funcție de situație, da? Am dat exemplele respective. Da, este o carte foarte frumoasă, o carte care vorbește despre uniune, despre dorințele voastre care
vin să se completeze una pe cealaltă, pentru că văd că și voi, dragele mele, să luăm exemplul acesta, da? Și voi vă gândeați la această situație, da? Și chiar năzuiați în ultima perioadă spre această dorință împlinită a voastră, da? Alături de această persoană. Chiar vă gândeați oare când se va întâmpla și pentru voi acest lucru, da? Să vină în fața voastră și să vă ceară să fiți soția lui. Și iată că acest lucru se întâmplă și sunteți cât se poate de fericite, cât se poate de împlinite, dragile mele. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici un 4 de pentagrame, iubiții mei, care vorbește despre o situație fără precedent în viața dumneavoastră, o situație în care partenerul vostru este cât se poate de atașat de dumneavoastră, da? Se pare că acest partener sau această parteneră nu dorește să vă lase, să-i scăpați sub nicio formă, da? S-a creat un foarte mare atașament față de dumneavoastră în ultima perioadă și această persoană nu poate concepe situația în care pur și simplu s-ar putea întâmpla să vă piardă, da? Este foarte dependent, s-a creat această dependență extraordinară a acestei persoane față de dumneavoastră. Hai să vedem încă o carte. Da, iată că avem aici Puterea, dragilor, o altă carte foarte bună care îmi vorbește despre sentimente puternice, despre puterea voastră de a face față tuturor vicisitudinilor, tuturor dificultăților, piedicilor care mai intervin în viața dumneavoastră pe alocuri, da, și care nu vă lasă să vă bucurați pe deplin de experiența aceasta frumoasă de dragoste alături de acest partener sau parteneră. Dar dincolo de toate acestea, văd că voi veți fi capabili sau capabile de fiecare dată să vă reluați această putere, să vă recalibrați ființa, să vă reumpleți de această forță, de această vitalitate și cu ajutorul îngerilor pe care îi aveți aproape și la care vă rugați tot timpul. Da, pentru că văd aici o legătură foarte profundă a voastră cu dimensiunea spirituală a existenței voastre, da? Din acest punct de vedere, vă simțiți foarte conectați sau conectate cu divinitatea și cu îngerii, cu arhanghelii, da? Cu aceste ființe de lumină care sunt aproape de voi și vă ajută în orice moment. Cam de acolo vă extrageți voi puterea și este foarte bine, pentru că este o zonă inepuizabilă de forță. Și hai să vedem și următoarea carte, Cavalerul de Monede, dragii mei, dragele mele, o carte din nou foarte bună care îmi vorbește despre o nouă oportunitate, o nouă șansă pe care o puteți obține din partea destinului la fericire, da? O nouă șansă alături de această persoană care, iată, spuneam, are curajul acum să vorbească despre sentimentele sale și mai ales are curajul să te invite, să-ți facă această invitație spre viitor. Da, această invitație la uniune, la legământ, da? Pe de o parte, iar pe de altă parte, din punct de vedere al carierei, dragul meu sau draga mea, văd că te vei orienta și în perioada următoare spre noi oportunități care se pot ivi în viața ta din acest punct de vedere, da? Poți primi un nou job sau se poate să existe anumite persoane care să-ți vorbească despre anumite oportunități de a câștiga extra bănuți, da? În timpul tău liber. Hai să mai luăm o carte. Da, iată că avem aici o surpriză pentru tine. Este foarte posibil să fii surprins sau surprinsă în perioada următoare. Da, și spuneam, probabil că vei fi surprins sau surprinsă de gestul persoanei tale, da, care, iată, vine spre tine și este foarte hotărâtă în aceste momente să îți spună acele cuvinte pe care tu le așteptai sau să facă acei pași spre tine. Și următoarea carte...
Da, iată că îți amintește că și tu ești la fel de important sau de importantă ca și persoana ta, da, și că este bine să te iubești pe tine însuți întâi de toate. Respectul de sine te face mai atractiv sau atractivă din punct de vedere romantic. Așadar, înainte de a merge spre partener sau spre parteneră, înainte de a-i oferi acestuia sau acesteia dragostea pe care o merită, oferă-ți și ție gesturi de tandrețe și de iubire. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!